În continuarea emisiunii din această seară, transmitem un reportaj realizat de redactorul Lucian Marina la familia Secheșan din Petrovasâla, tema reportajului fiind Sfintele Paști. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Vă găsiți în familia Petru Secheșan, goagă din Petrovasâla. Pentru familia mea este important că s-au născut numai băieți până acum și eu, al cincilea generație, s-au născut două fete, care mă mândresc cu ele și sunt la casa lor măritate. Nevastă mea, mulțumită, gospodină bună, venită din Socol, din localitatea lui, unde se găsește Belodedici. La Paști se taie mielul întâi. Aia e lăsat în bătrâni, am înțeles. Care nu are miel, poate taie purșelul. Și mâncări, carne, pripturi, alea se fac și tot. Care cum are? Cum are dulceață, care cum pricepe. Și nevastă mea, ea pregătește mâncări bune, nu-s mulțumit cu ea. Paștele înseamnă o bucurie, o fericire. Când eram mici, aveam bucuria cea mai mare când ne cumpărau cadouri. În primul rând ne cumpărau haine, încălțăminte și atunci cadouri. Dădeau dulciuri, fructe și ne dădeau și bani. Copiii se bucurau joia când se pregătea masa și mâncarea care se făcea din tradiție. După obicei, în tradițiile noastre bătrânești, se face ouăle în foile de la ceapă. Nu au existat înainte, pe vremuri, atâtea culori și tot felul ca în zilele astea. Deci ăsta a fost obiceiul să se fiarbă în frunzele de ceapă. S-a obținut numai de o culoare care au vrut, ori făcut și mai multe culori. S-a făcut cu varză din aia albastră, să iasă culorile așa puțin în mov, cu de la bluze, de la copii care rămân din alea colorate de sintetic, de tot felul de... S-au făcut colorate după ele. S-au băgat împreună cu pânza respectivă, s-au învelite fiecare ouă aparte în pânza respectivă și s-au colorat. Deci, după ce sunt scoase ouăle, se curăță cu o cârpă, apoi se pune în altă cu puțin ulei și se dă luciu. Acestea sunt ouă fierte deja, care o să le folosim la fiert cu culoare. Ne este necesar culorile pentru ou, apa caldă, puțină sare. Dacă pui puțină sare în ou, se curăță mai ușor și țin mai mult. Puțină sare, o puțin oțet. Amestecăm. Așa, să ne iasă un roșu aprins. O
Unele le băgăm în vopsea. Le luăm pe rând încet să nu se spargă. Ia și culoare frumoasă, limpede. Așa. Ouăle cu vopsea deja le-am lăcuit. E, acum astea sunt din frunzele de ceapă. Așa cum ne-a învățat bunica să facem, așa facem și noi, învățăm și copiii noștri, nepoții noștri să le facă la fel. Toate ouăle se vopsesc de obicei în vineri, după ce am terminat tot făcut pe acasă, pregătiri și din astea, se vopsesc ouăle. Dar vinerea era vinerea patimilor, eram la biserică la Tica Toaca. Sâmbătă ajutam puțin prin casă și ne pregăteam. Duminică dimineața ne duceam la rude cu colacul, ne duceam din casă în casă la cei mai apropiați. Acolo primeam cadouri, dulciuri, bani și prânzul era bogat. Luni, ziua a doua de Paști, mergeam cu mama la nănașa, iar eram fericiți. La școală mergeam în hainele noi să ne cât mai mult lăudăm ce primeam și duceam ouă să ne ciocnim. De fiecare dată când vine Paștele și sărbători din astea mai mari, indiferent că eu sunt din Socol, sunt obiceiuri și acolo și aici. Dar unele se potrivesc, unele se țin și diferența, pentru că este și după calendarul nou și după calendarul cel bătrân. Acum facem colacul de masă, care se ține toate cele trei zile, se împodobește, se pune în special gazda casei, îl prepară ca să-l pună pe masă când îl chitește. Și pentru colac este o deosebire, nu se face ca și pâinea, se pune mai multe produse. Deci, ca de exemplu, se pune făina, se pune un ălățel, se pune un nou înăuntru, de la celălalt ou se pune gălbenușul și se unge pe deasupra. Se pune un pic de sare, se pune ulei, se pune zahăr. Cu toate acestea, când le amestecăm, lăsăm colacul un pic să se odihnească la creștere, la o temperatură adecvată. După aceea începe să se facă formatul. Se ornamentează, la mijloc se pune de obicei ou roșu, pentru că este de Paști. După ce am amestecat puțin făina, se pune ălățelul, îl spargem un pic să se frământe mai bine, punem sare, zahăr, să-l facem puțin mai dulce și ajută la creștere. Ulei. Și un ou. De unde sunt eu, de la Socol, de origine, făcea
întotdeauna bunica. Deci ea era gazda pentru făcut aluaturi, pentru făcut cozonaș, pentru făcut lucruri din astea. Și s-a păstrat după aceea din generație în generație aceste lucruri. S-au pus în ziua de vineri, ori scos făina ca să se încălzească pentru sâmbătă, ori preparat tot ce trebuie. Și atunci, sâmbătă dimineața, s-a frământat. S-a lăsat să se crească. Și la noi este obiceiul puțin mai diferit, pentru că la noi se pune boabe de grâu în fierte și o mână de grâu se pune la cozonac. De ce? Se spune din bătrân că obiceiul ce-l faci ține toată viața. Deci câte boabe de grâu, atâtea aduce bucurii în casă, aduce bani, familia o să fie plină de copii. Aici nu se folosește. Aici simplu, cu cele ce le-am arătat, așa se face. Frământăm bine. Cu cât se frământă mai mult, cu atât mai bine crește. Trebuie făcută o masă omogenă. Ne pregătim pentru modelarea colacului. După ce l-am lăsat la creștere o jumătate de oră, îl scoatem pentru modelare. Îl împărțim în câteva de bucăți. Și facem modelarea după cum e obiceiul la noi. Se face o codiță împletită, răsucită așa frumos ca să aibă un model. Pentru mine este ușor să fac tot felul de preparate din aluat, deoarece am avut ocazia să fiu angajată la brutărie. Ne-am puțin făcut o specializare în plus față de cele care ar fi fost zilnic. Pe deasupra, trebuie, cu toate că experiența este, dar trebuie să ne păstrăm și obiceiul nostru, cum s-a făcut direct. Facem la mijloc o floricică în care să punem ou, cum este obiceiul la Paști, și trebuie cruciuliță să facem, pentru că este învierea Domnului Iisus. După ce se face modelarea, o să mai lăsăm la stat ca să crească mai bine și o să încălzim cuptorul între 180 de grade și 200 și o să-l punem la copt. Facem și niște păsărele la colac să meargă bine în gospodărie. Încercăm să facem un
un buchet de floricele ca să fie cu spor câte petale este, așa să meargă binele în familie. Separăm albușul. Ne trebuie numai gălbenușul ca să-l facem galben. Când se coace, din cauza gălbenușului, el devine mai roșu. Și așa o să ne ajute Dumnezeu să fim roșii, roșii bucuroși, să nu fim galben bolnavi. Sper să iasă frumos, pentru că cea mai mare bucurie în familie este când se face colacul pentru Paști. Este toată încrederea care se dă Paștelui, pentru că tradiția nu este de acum, de la noi numai, este din bătrâni. Deci acum, după ce este ornamentat, preparat, gata, îl mai lăsăm vreo 20 de minute ca să crească. În timpul ăsta se încălzește cuptorul și o să se pună la copt. Astăzi sărbătorim Paștele mult mai festiv decât înainte. Joia ajutăm părinții, colorăm ouăle. Vinerea mergem la Tica Toaca, noi copiii ne jucăm pe acolo, ascultăm slujba. Sâmbătă seara mergem la înviere, ocolim biserica cu lumânările aprinse. Duminica se merge cu colacul, iar lunea, a doua zi de Paști, mergem la nunaș cu colacul, cu ouă. După ce a crescut colacul nostru, stând o jumătate de oră, crescut frumos, acum o să-l punem la copt. Avem temperatura de 180-190 de grade și îl lăsăm 25 de minute la foc încet. Acum urmărim colacul să vedem, după ce l-am pus la copt, dacă este gata, are deja 25 de minute la copt. O, ce bine! Foarte frumos! Cred că este copt. Se vede rumen. Și pe o parte și pe alta. Sper să fie colacul bine copt. De după mână se cunoaște foarte bun. Acum, după ce s-a terminat cu colacul, terminat și ouăle, începem cu pregătirea carnei. Carnea facem și la grătar, facem și în cuptor, facem miel umplut și un pic de drob, așa cum este obiceiul. Ăsta l-am obiceiul nostru de la socol. Dar aici seamănă, dar pentru că nu este mare diferență, așa că folosesc și aici tot același obicei. La carnea de miel, de obicei, când este făcută bine ruminită și asta, noi folosim sosurile de vișine. Dacă facem carne friptă așa cum s-ar face în tigaie, folosim hrean, salată verde, salată de sfeclă, salată de varză roșie, de varză verde, de țelină. Să fie așa puțin asortată, să aibă mai multe culori. Dacă fac și grătar afară, aia special se folosește numai ceapă verde de-a proaspătă. Toată pregătirea asta, ca să pot să le prepar, mi-a trebuit câteva zile dinainte să le pun la marinat. Carnea, toată bucățele, cum am tăiat-o, preparată, am făcut cu
rozmarin, sare, piper, salvia are putere și desface carnea să fie mult mai aromată, exact la fel cum este și la bicarbonat. Atunci ai usturoi, cum zicem noi direct pe românește, ras, băgat în apă. Atunci fiecare bucată o pui în aromelele preparate și se pune în alt vas. Atunci, după 2-3 zile, tot timpul se întoarce ca să intre marinarea înăuntru, să aibă gustul ăla specific. Sosul de vișini, dacă facem pentru carnea friptă, îl preparăm ca și un sos normal, dar nu punem roșii, ci punem vișini. Dacă nu avem vișini proaspete, folosim din compote. Pentru Paști am pregătit următoarele produse. Cum se începe întotdeauna masa cu aperitivele. Am făcut ouă umplute, am făcut maioneză de casă, cu conservă de pește, salată roșie. Deci am făcut două farfurii. Atunci am făcut carne umplută, carne friptă, la cuptor. Tot la fel am făcut două platouri, am făcut sarme și, bineînțeles, fără ciorba de casă, făcută de miel, Paștele n-are tradiția lui. După toate bunătățurile astea, ar trebui și ceva dulce, la care m-am gândit să fac un tort. Și am făcut bobițe dulci. La sfârșit, după ce se mănâncă, fiecare își ia oul lui, se alege să merge la fiecare membru din care este la masă, dintre copii, nepoți, și se ciocnește. Și se alege câștigătorul, pentru că suntem adunați cu toții din familia noastră pentru mâncarea de Paști. Este aici deocamdată verișoara mea primară, nepoata. Înainte de a mânca, aș dori să împart la fiecare câte un ou, să ne ciocnim, să ne meargă cu bine și să vedem, poate avem norocul unul să le spargem la toți. Tu, ca gazda acasă, primul ești tu. Dați mai tare eu. Hristos a mea, se spune? Adevărat. Eu am câștigat. Hai, mai departe. Adevărat a mea. A mea sau a tău? Acum tu? Adevărat a mea. Nu. Nu a tău? Hristos a mea. Hristos a mea. Deci, la fiecare ne-a reușit ori partea de sus, ori partea de jos să fie cioclită. Și acum ne punem la masă cu produsele care le-am preparat să ne ajute Dumnezeu pentru zilele cele mai mari, astea trei de Paști, să fie într-un ceas bun. Amin. Amen.
Stimați telespectatori, atât pentru ediția din această seară a emisiunii Bună Seara Voivodina, care va fi redifuzată mâine la ora 2:10 și la ora 9. În numele meu și al echipei care a realizat programul din această seară, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dorim o seară frumoasă în continuare. Hristos a înviat, stimați telespectatori! Sărbătorim cu profundă smerenie, dar și cu mare bucurie Sfintele Paști, sărbătoarea Învierii Domnului. Unind cerul cu pământul prin farmecul datinilor sale, Sfintele Paști generează în sufletele noastre de plină măreție, dragoste față de tot ce poate fi mai frumos și mai bun, în final o dragoste supremă față de om. Cu ajutorul bunului Dumnezeu am ajuns cu bine și în acest an la luminatul praznic al Învierii Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Cu aceste gânduri luminoase, vă dorim să petreceți în pace și alese bucurii acest praznic. Dragi creștini, ne-a învrednicit bunul Dumnezeu să ne bucurăm și în acest an de praznicul luminat al Învierii Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, de sărbătoarea Paștilor. Aceasta este al praznicilor praznic și sărbătoare a sărbătorilor, așa precum se spune în cântările noastre bisericești de la Paști. De aceea, biserica a rânduit o perioadă de pregătire pentru această sărbătoare prin post și rugăciune. Este perioada postului mare sau a postului Paștilor, care durează timp de 7 săptămâni. În acest timp, premergător Sfintelor Paști, ne pregătim trupește și sufletește pentru a putea întâmpina cu vrednicie sărbătoarea centrală a anului bisericesc și să ne închinăm Sfintei Învieri. Toate acestea le-a rânduit Sfânta Biserică pentru a ne întări duhovnicește prin rugăciuni speciale și a retrăi cele petrecute înainte de Învierea Domnului, pregătindu-ne astfel de Sfânta Sărbătoare a Paștilor. Învierea Domnului este cea mai mare și cea mai veche sărbătoare în Biserica creștină. Este ziua în care Mântuitorul Hristos, după patimile și moartea sa pe cruce, a săvârșit culmea minunilor sale, a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viața dăruindu-le. Învierea Domnului este piatra de temelie a vieții și a bisericii creștine. Pe ea se bazează întreg adevărul credinței noastre. Întreaga noastră viață religioasă și toată lucrarea spirituală a bisericii se riazime pe adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, iar noi suntem răscumpărați și mântuiți prin moartea și învierea Lui. De aceea, Sfântul Apostol Pavel zice, dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Dar Hristos a înviat și s-a făcut începătură celor adormiți. Înviind din morți, Hristos s-a făcut începătura celor adormiți, adică începătorul învierii tuturor celor răposați, al tuturor oamenilor. Învierea Domnului este garantul învierii noastre și prin aceasta viața noastră primește un nou sens, primește un rost aici pe pământ, știind că și noi vom învia. În lumina învierii lui Hristos, noi știm că ultima stație a călătoriei noastre pe acest pământ nu este mormântul,
căci Hristos a deschis mormântul și prin mormânt trecem și noi la o viață nouă, la viața veșnică pe care ne-o pregătim aici în viața pământească. De aceea scrie poetul George Coșbuc în poezia sa La Paști: în fapta noastră ne e soarta și viața este tot, nu moartea. În fapta noastră, adică prin faptele noastre cele săvârșim pe pământ, bune sau rele, noi singuri ne pregătim soarta noastră pentru veșnicie. Așadar, având credință în înviere, noi vedem rostul vieții noastre prin prisma veșniciei. Nu ne mărginim doar la viața vremelnică și, drept urmare, ne orientăm faptele noastre de pe pământ spre viața cea veșnică, știind, precum am spus mai înainte, că aceasta o pregătim aici pe pământ. Cu aceste gânduri, iubiți creștini, vă adresez călduroase felicitări de sărbătoarea Paștilor, odată cu salutul nostru creștinesc de Hristos a înviat. Slujba prohodului din Sfânta și Marea Vineri, oficiată la Biserica Ortodoxă Română din Nicolinț, a reunit un număr mare de creștini în retrăirea momentelor plângerii pentru Iisus Hristos. De la răstignire, suferințele de pe cruce ale Mântuitorului, plângerea Maicii sale, coborârea de pe cruce și până la îngropare. Vinerea Mare este o zi de doliu pentru creștini. În această zi a pătimit și a fost răstignit Iisus Hristos. În seara de Vinerea Mare, în toate bisericile ortodoxe, se săvârșește slujba prohodului Domnului, care este ultima treaptă a tânguirii pentru Hristos înainte de învierea sa. Momentul principal de la această slujbă este scoaterea epitafului din altar în mijlocul bisericii și punerea lui pe o masă specială spre închinarea credincioșilor. Epitaful este o pânză pe care este înfățișată, este imprimată icoana punerii în mormânt a Domnului. El se scoate o singură dată în an, și anume la Vinerea cea Mare sau la Vinerea Patimilor. Și scoaterea lui în mijlocul bisericii reprezintă coborârea trupului lui Iisus Hristos de pe cruce și punerea lui în mormânt. Este obiceiul la noi, la Nicolinț, ca mormântul Domnului să fie păzit de către copii cu sulițe în mâini. Și ei simbolizează pe ostașii romani care păzeau mormântul lui Iisus. Biserica Ortodoxă Română din Nicolinț a fost plină de credincioși care au venit la oficierea deniei prohodului Domnului Iisus Hristos. Plângerile sunt cântări deosebite, de jale, de doliu și de tânguire, care își trag originea în plânsetul Maicii Domnului atunci când l-a văzut pe fiul ei răstignit pe cruce, mort și pus în mormânt. Plângerile se cântă de toți credincioșii în biserică, bărbați, femei și copii, care se solidarizează cu Hristos în suferință. Autorul prohodului Domnului este Sfântul Ioan Damaschin.
Este o cântare împărțită în trei stări, fiecare cu melodia ei, și este cea mai frumoasă creație liturgică bisericească. Prohodul este impresionant prin faptul că atrage și unește pe toți credincioșii în cântare. Procesiunea este specificul acestei slujbe. Se obișnuiește ca biserica să fie înconjurată de trei ori. Este o procesiune de înmormântare. Se conduce Mântuitorul la înmormântare, fiindcă epitaful pe care îl poartă preoții, ajutați de credincioși, reprezintă trupul și sicriul Domnului Iisus Hristos. Se combină ceremonia de înmormântare cu rugăciuni care ne dau speranța unei bucurii pascale. În momentul când se reintră în biserică, epitaful se ridică și toți credincioșii trec pe sub el ca semn de respect față de cel îngropat, și aceasta semnifică o nouă renaștere pentru noi, fiindcă trecând prin mormânt ajungem la o viață nouă cu Hristos. Sfinte În ziua de astăzi este o mare bucurie pentru tot satul nostru Nicolinț, mai ales pentru credincioșii noștri, care au fost o zi de jale răstăcnirea Domnului Iisus Hristos. Așteptăm învierea Domnului cu mare bucurie și mulțumim tuturor copiilor care au participat în ziua de astăzi și vouă că ați venit în Sfânta noastră. Asta nu e o biserică, asta e o catedrală în Banatul nostru sârbesc. Vin de 2 ani cu mătușa la biserică și îmi face plăcere asta când alături de femeile. Și ce sentiment provoacă la tine ceea ce se întâmplă aici? Bineînțeles, un sentiment frumos, plăcere ca să vin aici la biserică și aș dori să vină cât mai mulți copii. Vin la biserică fiindcă este casa lui Dumnezeu și la școală am religie. Aici vin să mă rog pentru mine, pentru sănătate și pentru familie. Eu merg la biserică din copilărie și acum am început să merg și în anii bătrânețe, dar merg cam de mulți ani. Îmi place foarte mult, mă simt foarte bine aici în biserică când vin. Vin la biserică în tot timpul liber pentru că provin dintr-o familie de credincioși și părinții mei vin la fel, și soacra și socru, care din păcate au regretat. Am lupt acest trifoi pentru că este o tradiție să punem duminică sub colac. Am venit aici la biserică cu nora și cu nepoții. Mă simt foarte bine. Cred în biserică, cred în Dumnezeu. Mama mea a mers de 40 de ani la biserică, dar este bătrână, are 85 de ani, are probleme cu picioarele și nu mai poate să vină, și eu mă strădui ca să o înlocuiesc pe ea. Dumnezeu să vă dea sănătate și asta e mare sărbătoare pentru noi. Înainte a fost alt obicei, dar acum s-o pierd numai așa. Mesajul pe care îl transmite biserica prin această slujbă este acela al solidarității și unirii noastre în jurul credinței și tradiției ortodoxe. Tradițiile și obiceiurile de sărbători diferă de la localitate la localitate. În următorul reportaj am încercat să vă prezentăm unele obiceiuri de Paști la Uzdin, Torac și Satul Nou. Cea mai mare sărbătoare a creștinilor, Învierea Domnului, este un prilej de a trăi clipe de bucurie sfântă, dar și de a sărbători acest praznic în sânul familiei. La Uzdin, dar și în aproape toate localitățile de la noi, sărbătorile pascale au început la biserică. Da, și ea ce umpli cumva de un har, că trei zile sărbătut numai toaca. Și când încep zvoanile, după miezul nopții se bate,
lumea care locuiește în jurul plasului bisericii pune în fiecare fireastră lumânări aprinse. Părinții le iasă înainte cu stazul, cu toată ceremonia bisericească și lumea se înșiră în coloane după ei. Toată lumea ține lumânări aprinse în mână. Fie ploaie, fie vânt, se pregătesc de acasă și acoperă ca să ardă. După aia, când vin acasă, muierile își chicesc frămasă tot ce-au pregătit pentru Paști, colac, ouă, astea, prăjituri, torturi și le acolesc. După și el i-au acolit, pe ele scoală copiii și le dă de pruștuc și copiii pleacă cu colacul la neamuri alea mea aproape, dar și la vecini. Alți copii mei șmecheri se duceau cu un colac la mai mulți neamuri ca să adune bani. Dar de fapt, ăsta care a fost mai mare s-a dus așa cum trebuie și a venit înapoi și iar toată ziua s-a plimbat. Ăsta, în ziua de Paști nu o cojoc. Până a doua zi. Numai s-a strâns lumea ori prindă plasul bisericii s-a plimbat aici ieri, ori s-au dus la neamuri, ori au venit neamuri de la ei, așa că întotdeauna s-a făcut, s-a înfilipat o precinie și ceva frumos, nu pot să spun. Aia și simt, nu pot să vorbesc și mai ceva. În ziua de Paști, când se mâncă ou fiert, are un gust specific. Poți să fierbi ouă 364 de zile. Numai cald în ziua de Paști, niciunul nu are gust. Se crede că ouăle de Paște sunt purtătoare de puteri miraculoase. Ouăle de Paști erau adunate din cuibari miercuria, iar vopsitul lor avea loc joia, însă niciodată în Vinerea Mare. În unele localități de la noi, ouăle s-au vopsit sâmbăta. S-au vopsit sâmbătă și asta nu s-a păstrat, cum să noi acum am preluat, nu s-a păstrat oul păstrătorul casei sau cum să-l numesc, la noi nu a fost obiceiul. S-au vopsit și duminică s-au ciocnit copiii și casnicii în general. Spuneți-mi, care culori au predominat cel mai mult la ouă? Culoarea roșie, care simbolizează sângele lui Iisus Hristos și... În primul rând roșie și după aceea galbene, albastre, verzi, de cum se precumpărau vopselele. Și înceapă, și înceapă sau... Astăzi, cum se vopsesc? Astăzi eu și mai departe, tot așa, în modul, în felul tradițional, dar îmi adun frunze de diferite plante pe care le găsesc în grădină sau în livadă și le pun pe ou și după aceea leg cu ciorapul și așa le vopsesc și au diferite figuri, depinde de ce am, ce plantă, ce frunze de plantă am pus. Ciocnitul ouălor este simbol al jertfei Domnului Isus. Obiceiul este așteptat cu nerăbdare de credincioși după slujba de înviere a Mântuitorului în noaptea Paștelui, dar și de copii. Alicia, ce aveți în mână? Avem două coșulețe. Eu am ouă colorate cu coș de ceapă și prietena mea are un cozonac și tot ouă colorate cu ceapă. De ce le-ați adus astăzi la Belgrad? Ca să împărțim la copii și ca să poate să ne ciocnim odată cu ele. Când se ciocnesc ouăle? La Paști. Vrei să mă arăți cum vă ciocniți? Da. Vă rog. Hristos a înviat. Poftim. Cine este învingătorul? Helena. Eu. Și cine ia oul? Păi eu iau. Unul din obiceiurile culinare tradiționale de Paște este făcutul de colaci de Paști. Acești colaci sunt duși apoi de gospodine la biserică și sfințiți la slujba de înviere. Paștele la noi creștinii este sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea care ne umple sufletele de o bucurie imensă, învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În ziua de Paști,
copiii îndeosebi, la noi la Torac merg cu colacul, colac tradițional, bineînțeles ouă înroșite tradițional în foi de ceapă. Colacul acesta tradițional este simbolul Paștelui, este frământat tradițional, apă, drojdie și făină și multă, multă dragoste. Cine duce acest colac? Acest colac, îndeoseb copiii merg. Bucuria copiilor este de a merge cu colacul la rude, vecini și nu în ultimul rând la nănașul. Un mesaj de sărbătorile pascale telespectatorilor noștri au transmis excelența sa Ana Cristina Popa, ambasadoarea României la Belgrad, și Simona Mirela Miculescu, director al biroului ONU în Serbia. Le doresc multă sănătate, odihnă și putere de muncă. Cred că pot să spun în premieră, pentru că înțeleg că emisiunea noastră se difuzează chiar în ziua de Paști, deci pot să fiu printre primii care să le ureze Hristos a înviat și le doresc să păstreze lumina învierii mereu în suflete și în minte. În ziua învierii Domnului, dacă prima persoană care ți intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul. La masa de Paști e bine să mănânci mai întâi un ou, fiindcă se crede că acesta aduce sănătate trupului pe parcursul anului, apoi pește și pasăre, pentru a fi sprinten precum peștele și ușor ca pasărea. Paște fericit, Hristos a înviat! În continuarea emisiunii Magazin TV, vă invităm să vizionați și un reportaj realizat de Sfintele Paști la familia Secheșan din Petrovasâla, datorită căreia aspectul vizual distinct al studioului nostru de astăzi este unul festiv. Pe această cale mulțumim familiei Secheșan. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Vă găsiți în familia Petru Secheșan, goagă din Petrovasâla. La Paști se taie mielul întâi. Aia e lăsat în bătrâni, am înțeles. Care nu are miel, poate taie purșelul. Și mâncări, carne, culturi, alea se fac, sunt tot, care cum are. Cum are dulceață, care cum și cum pișeze. Nevastă mea, ea pregătește mâncări bune, nu sunt mulțumit cu ea. Paștele înseamnă o bucurie, o fericire. Când eram mici, aveam bucuria cea mai mare când ne cumpărau cadouri. În primul rând ne cumpărau haine, încălțăminte și atunci cadouri. Dănește dulciuri, fructe și ne dădeau și bani. Copiii se bucurau joia când se pregătea masa și mâncarea care se făcea din tradiție, dar vinerea era vinerea patimilor, eram la biserică la Ticatoaca. După obicei, în tradițiile noastre bătrânești, se face ouăle în foile de la ceapă. Nu au existat înainte, pe vremuri, atâtea culori și tot felul ca în zilele astea. Deci ăsta a fost obiceiul să se fiarbă în frunzele de ceapă. S-a obținut numai de o culoare care au vrut. Ori făcut și mai multe culori. S-au făcut cu varză din aia albastră să iasă culorile așa puțin în mov. Acestea sunt două fierte deja, care o să le folosim la fiert cu culoare. Ouăle le băgăm în vopsea, ia ce culoare frumoasă, limpede. Ouăle cu vopsea deja le-am lăcuit. E, acum astea sunt din frunzele de ceapă. Așa cum ne-a învățat bunica să facem, așa facem și noi, învățăm și copiii noștri, nepoții noștri. Sâmbătă ajutam puțin prin casă și ne pregăteam. Duminică dimineața ne duceam la rude cu colacul, ne duceam din casă în casă la cei mai apropiați. Acolo primeam cadouri, dulciuri, bani și prânzul era bogat. De fiecare dată când vine Paștele și sărbători din astea mai mari, indiferent că eu sunt din Socol, sunt obiceiuri și acolo
și aici. Dar unele se potrivesc, unele se țin și diferența, pentru că este și după calendarul nou și după calendarul cel bătrân. Acum facem colacul de masă, care se ține toate cele trei zile, se împodobește, se pune în special gazda casei, îl prepară ca să-l pună pe masă când îl chitește. Pentru mine este ușor să fac tot felul de preparate din aluat, deoarece am avut ocazia să fiu angajată la brutărie. Ne-am puțin făcut o specializare în plus față de cele care ar fi fost zilnic. Pe deasupra, trebuie, cu toate că experiența este, dar trebuie să ne păstrăm și obiceiul nostru, cum s-a făcut direct. Facem la mijloc o floricică în care să punem ou, cum este obiceiul la Paști, și trebuie cruciuliță să facem, pentru că